Schengen. Sunt reguli de bun simț, spune fostul premier. Eu am fost la domnul Timmermans la domnul Juncker, ca prim-ministru. Și atunci doamna Vasilica Iurica Dăncilă era liderul grupului parlamentar de europeni PSD și a participat la discuții. Am avut în discuție subiecte MCV și Schengen și erau 10 puncte. Eu pune pentru noi, ca și cum cineva spune, văd, dacă vrei să vii mai tine în listă, vorbești și tu pe reciclii plin de mucegai și poate sper și tu covorul că e mai de mama lui. Cele 10 puncte erau inclusiv câteva lucruri minore, gen să nu ai persoane cu anchete penale sau suficient penale în guvern. Nu e un lucru complicat, e un lucru simplu, chiar foarte simplu, de bun simț și, repet, nu un tuturist așa gen de la stăpân la slav. Lucru de foarte mare bun simț. De ce credeți că astăzi reacționează atât de surprinsă Iurica Dăncilă? Nu reacționează ea. Fazul ăsta naționalism, ne vindem țara, noi nu suntem slujile nimănui, dumneavoastră, asta e un pic că nu ne-a dus nimeni cu forța. Noi am dorit să intrăm în Europeană, noi. Noi am dat până acum 7 miliarde de euro cotizații, dar am luat 50. Noi vrem acolo, noi vrem să ne fie bine. N-am și niște reguli, până la urmă. Dom'le, nu fără televizor seara când plecați la culcare. Nu dați o doamne pe justiție, nu? Și totuși reacțiile critice din partea puterii la adresa celor 12 ambasadori continuă și astăzi. Liderul ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, spune că avertismentul diplomaților a fost deplasat. Total deplasat, dar am impresia că se constituie un fel de sindicat al ambasadelor. Dacă ambasadorii au anumite chestiuni asupra cărora doresc să fie informați, pot să folosească căile diplomatice, și anume Ministerul de Externe. Nici Tajani, nici Timmermans, nu vorbesc concret, care sunt elementele, care sunt deciziile, care reprezintă pașii înapoi, niciun membru al Guvernului sau al Parlamentului nu a îndrăznit să dea indicații instanțelor sau procurorilor cum să instrumenteze un dosar. Dar văd acest lucru petrecându-se la nivelul oficialilor europeni, într-o serie de decizii ale Curții Constituționale, pentru care există obligativitatea punerii lor în acord cu deciziile Curții Constituționale. Ministrul Justiției este cel care e factorul, aș spune, cheie în această procedură. Încă o rundă de negocieri privind numirea viitorului procuror șef european s-a încheiat fără rezultat. Anunțul a fost făcut de negociatorul șef al Parlamentului European. Următoarele discuții între Parlament și Consiliul Uniunii Europene vor avea loc săptămâna viitoare. Cum s-au întâmplat astăzi lucrurile? Valentin Stan, te rog. Membrii Parlamentului European îi acuză pe reprezentanții Consiliului Uniunii Europene că încearcă să întârzie alegerea unui procuror șef pentru parchetul european. Acest mesaj vine în contextul în care astăzi a avut loc o nouă rundă de negocieri. Este a treia, nici de data aceasta nu au ajuns oficialii europeni la un consens. Ba mai mult, spuneau reprezentanții Parlamentului că membrii Consiliului nu au vrut să discute despre campania de denigrare a Laurei Codruța Kövesi pe care guvernul României a pornit-o în ultima perioadă. O nouă rundă de negocieri va avea loc pe 10 aprilie.